Am revenit la a treia parte a emisiunii noastre, invitat în studioul Campus TV, prefectul de Buzău, Leonard Dimian, cu care discutăm în continuare despre problemele COVID. O să încercăm spre final de emisiune să discutăm și despre alte probleme administrative, să nu rămânem fără răspuns, să nu rămâneți fără răspuns, domnul prefect, asta cu dezinfectanții, dacă știți care sunt normele, dacă știți dacă soluțiile astea pentru dezinfecție sunt cele potrivit normelor în vigoare. Sigur că da, nici nu se pune problema. În momentul achiziției lor există niște norme, niște bareme pe care sunt verificate în momentul recepției, adică nu se fac plăți așa întâmplător și pe orice marfă care sosește. Ministerul Sănătății răspunde în mod direct de conformitatea lor. Adică există un caiet de sarcini când se achiziționează astfel de materiale. Au fost distribuite atât pe linie de guvern, deși guvernul a distribuit aceste materiale, și pe linie de achiziție locală, de către unitățile administrativ-teritoriale prin comitetele locale de situații de urgență, așa cum se știe. Bun, apropo de trimis de la guvern, măștile pentru persoane defavorizate au fost trimise toate? Cred că mai este o tranșă de trimis, nu știu câte, în cantitate, câte mii de măști ar mai trebui trimise, dar au fost trimise, da. Aveți cunoștință de dacă au fost și distribuite? Că, uite, de exemplu, dăm situația de la Buzău, unde nu prea s-au înghesuit oamenii să le ridice. Păi, asta este, deci dacă oamenii nu simt nevoia dacă să... în teritoriu, prin mediul... Sigur, rural, au fost distribuite în teritoriu prin intermediul UAT-urilor, a primarilor, a funcționarilor de la primărie, da, au fost distribuite, acolo a fost o receptivitate mai mare. Da, mai citim și din mesaje, cineva vă sugerează să faceți verificări la clinicile private, unde într-adevăr și eu am văzut aglomerări așa din astea acolo, nimeni nu... Da, știu la ce vă referiți, știu despre ce este vorba, am intervenit de mai multe ori, nu dau nume pentru că nu e ok să dăm nume aici, dar în general s-au rezolvat aceste supraaglomerări în zonele astea de clinici private și de unități medicale. Bun, cineva zice așa că nu a avut curaj să meargă la vot, zice, și nici acum nu o voi face din același motiv, COVID. Votul online ar fi fost soluția. Sigur că da. Cred că spre această situație se tinde în viitor și acest deznodământ cred că va fi grăbit de situația asta a pandemiei. Bun. Domnul prefect, situația din școli, cum vi se pare? E îngrijorătoare sau... e firească sau e în nota? Deocamdată n-aș putea o încadra la categoria îngrijorătoare. Sunt anumite clase pe care le-am închis și le-am supus modului de funcționare în scenariu 3 online, altele le-am redeschis între timp. De exemplu, școli cu activitate didactică exclusiv online, avem la Colegiul Național HDU, școlile numărul 1, 7 și 11 din municipiul Buzău, plus câteva clase cu activitate pe scenariul roșu de la mai multe unități de învățământ din Buzău, că sunt numai clase. Da, adică numai anumite clase le-am închis și sunt mai multe, dar se redeschid ulterior dacă în termen de 7 zile nu mai înregistrăm cazuri de pozitive de COVID. Da, practic cred că astăzi am avut singura zi în care nu am avut CGSU, vreun caz de COVID în școli care să impună măsuri luate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Da, așa este. Confirm aproape în ultima perioadă, aproape zilnic, avem câte o ședință de Comitet Județean pentru Situații de Urgență în care fie închidem față în față cursurile față în față, fie le redeschidem pentru anumite clase care au trecut peste această perioadă. Și... Bun, DSP-ul a făcut controle în școli, domnul prefect, că se anunțau controlele astea încă de... DSP-ul a făcut controle în toate unitățile de învățământ, aproape în toate unitățile de învățământ, înainte de deschiderea acestora. Păi nu, după se anunțau. Bineînțeles că după, vă referiți la situația în care dacă ulterior... se respectă normele. Da, sigur că dacă s-au făcut astfel de controle și post constatări astfel de cazuri de infectare cu COVID, pentru că acolo trebuie să se dispună măsuri de dezinfecție, de păstrarea normelor de siguranță sanitară pentru zona respectivă, adică fie se închide zona respectivă, fie se tranzitează în anumite condiții, deci nu, DSP-ul este prezent în astfel de situații. Bun, și care ar fi concluzia? Se respectă sau nu? Eu zic că se respectă, dar tot așa, factorul uman este responsabil de astfel de situații, pentru că dacă factorul uman nu înțelege riscul la care se supune da, și pe altul, atunci înregistrăm astfel de situații de îmbolnăvire. Am zis și ieri generalului de la
inspectoratul școlar să verifice totuși, pentru că sunt semnale că elevii nu mai sunt testați cu acele termoscanere. Deci nu am astfel de informații. La începutul anului școlar a fost toată această, să zicem, situația a fost frumoasă, da, tot termoscanați copii, bun, ok, și gata. Pe parcurs vreți să spuneți că s-a pierdut obiceiul? Păi, la unele școli, da. Nu aș vrea să dau nume, da, că ne supărăm cu directorii de acolo. Da, dar, nu. O să solicit informații de la inspectoratul școlar dacă există astfel de situații și dacă există, va trebui să se reia această activitate de termoscanare. Domnul prefect, cum e situația legată de noi aleși, noi vechi, mă rog. Da. Mulți dintre ei sunt vechi. Ce rol are prefectura în constituirea consiliilor locale, în mandatele astea care au fost câștigate, da, democratic la alegerile din 27 septembrie? Așa este. Este prima oară când, conform noului cod administrativ, prefectura este investită cu mai multe sarcini în direcția asta. Ce să vă zic, procedura de constituire a consiliilor locale și a Consiliului Județean este reglementată de partea a treia din titlul 5, capitolul 3, secțiunea 1, respectiv capitolul 6, secțiunea 1 din codul administrativ aprobat prin OG 57 pre 2019. Și ca să facem o comparație cu vechea legislație, codul administrativ nu mai reglementează alegerea Comisiei de Validare a Mandatelor și validarea mandatelor în ședința de constituire a Consiliului Local sau a Consiliului Județean, ci reglementează competența exclusivă de validare a mandatelor de consilier local a judecătoriei. Deci judecătoria are rolul primordial în această ecuație, în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care a avut loc scrutinul electoral. Prin procedură necontencioasă, deci nu se mai urmează pentru a scurta procedura, nu se mai urmează toți pașii contenciosului administrativ, prin încheiere pronunțată în Camera de Consiliu, respectiv a Tribunalului, în a cărei circumscripție se află unitatea administrativ-teritorială în cazul consilierilor județeni. În cazul consilierilor județeni. O altă modificare importantă este competența prefectului de a constata prin ordin îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Potrivit prevederilor art. 112, codul administrativ, numărul membrilor fiecărui Consiliu Local se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor comunei, ai orașului sau municipiului, conform populației raportate în funcție de domiciliu de INS, de Institutul Național de Statistică, la data de 1 ianuarie anului în care se organizează alegerile. În ceea ce privește numărul membrilor Consiliului Județean, potrivit prevederilor art. 171 aliniat 1 din codul administrativ, acesta se stabilește prin ordin al prefectului, deși de această dată, în funcție de numărul locuitorilor județului, conform populației. Vor apărea modificări? Pot apărea. Modificările astea și cifrele astea sunt puse, așa cum vă spuneam, la dispoziție de către Institutul Național de Statistică. N-ați făcut o simulare? Deci până acum am avut 33 de consilieri, dacă nu mă înșel. Da, acum avem 32 la Consiliul Județean, 23 la 32 plus președintele, că și președintele are drept de vot. Eu zic de consilieri. Și la municipiu 23, invers. Da. În continuare, prin ordinul prefectului s-a stabilit numărul membrilor Consiliului Județean, în funcție de aceste date transmise de INS, și numărul membrilor consiliilor locale din unitățile administrativ-teritoriale a județului. Bun, până acum, domnul prefect, ca să scurtăm, că nu mai avem foarte mult timp, au început să apară... Da, până acum au început să apară și vreau să vă spun ca primă știre, în această seară, prima confirmare și validare a funcției de consilier și de ulterior de renunțare la calitate de consilier județean și de confirmare și de validare a mandatului de președinte al Consiliului Județean este a domnului Neagu. Domnului președinte Neagu, care a sosit la prefectură ieri. Bine, acum, dacă e să facem o legătură, e firesc primul om din județ să apară primul la prefectură cu validarea. Nu știu dacă ar fi trebuit să fie asta un criteriu, dar așa s-a întâmplat. Da, colegul nostru din clădirea cealaltă, care stă în clădirea prefecturii, dar prin comodat
pusă la dispoziție Consiliul Județean, așa cum prevede legislația. Vă deranjează că stă în clădirea prefectului? Nu mă deranjează, cum să mă, Doamne ferește. Da, va trebui să colaborați, mă rog, până când se vor modifica lucrurile. Trebuie să colaborăm. Și cu PSD în continuare, adică. Dar trebuie să colaborăm instituțional pentru bunul mers al treburilor în județ, pentru că ce-ar fi să facem accese de astea de opoziție. Mai sunteți în relație tensionate cu domnul primar, de exemplu, că domnul primar... Cu domnul primar, din punctul meu de vedere, n-am fost niciodată, de la mine n-a plecat niciodată un motiv pentru relații tensionate. Atunci, și n-am înțeles de ce, probabil în considerente personale, dânsul, asimilate cu zona politică, am înțeles că trebuie să înceară demisia, că am carantinat zona Mihai Viteazu. Bun, dar are o rugăminte primarul, că cred că o știți. Dar uite, acum v-am prins aceea și vă întreb. De ce nu-l invitați și pe dânsă când aveți o decizie luată? Da, v-a spus că până la acea situație conflictuală. Dar v-a spus că a fost invitat la fiecare ședință de Consiliul Comitetului Județean. Da, știu că a fost invitat inclusiv la aceea. Inclusiv la aceea, ce a refuzat-o. Dar acum, în perioada asta. Deci în perioada asta n-am luat hotărâri de asemenea importanță încât să consider că dânsul ar trebui, deși v-am spus, dânsul pe această linie se subordonează hotărârilor comitetului. Da, știți de ce? Acum vorbim și la modul și mai serios. În Buzău, știți foarte bine acest lucru, dar și pentru telespectatori, în municipiul Buzău sunt cele mai multe cazuri active și, mă rog, ca bilanț, cele mai multe cazuri au fost date de municipiul Buzău și sunt date în continuare, pentru că e și mai mare comunitatea. La asta mă refeream. Când am fost în stare de urgență și când, și chiar și după ce s-a încheiat stare de urgență și cazurile erau pe un trend descrescător, am înțeles sau am văzut că domnul primar a înțeles să iasă și să-și asume rezultatele măsurilor pe care dânsul le-a dispus în municipiu. Mă rog, ulterior, când trendul a fost ascendent și situația a degenerat, dar datorită situației la nivel național și internațional, doar nu din cauza dânsului sau din cauza mea, n-a mai spus nimic despre această situație. Am înțeles. A lăsat-o pe seama... Da. Bun, deci merge o continuă. Mulțumesc, domnul prefect, pentru prezență, pentru toate cele spuse. La ce vă așteptați? Foarte pe scurt. La ce vă așteptați ca evoluție? Mă aștept ca în viitorul apropiat să apară vaccinul și să ne imunizăm în felul ăsta și mă aștept din partea populației la o mai mare înțelegere privind respectarea normelor de siguranță sanitară. Chiar fac un apel pe această cale. Mulțumesc încă o dată, domnule prefect. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Nu uitați, la 19:30 urmăriți jurnalul prezentat de Mirela Copariu. O seară plăcută, la revedere!